Hei, dacă acum două zile am zis că am luat decizia, că atunci când mă pun la mâncare și mă trezesc de dimineață, să nu mă trezesc în firea, ci să mă trezesc în duhul, azi dimineață n-am mai luat nicio decizie, m-am trezit direct în duhul. Amin! Și m-am trezit și cu fire de Dumnezeu lângă mine. Și a fost fain de toată, a fost fain de toată. De fapt, fiilor, să zic. Și încă un lucru, să vedeți de unde ați dreptate. Dacă s-au întâmplat lucruri faine în retreat-ul acesta, a fost că am coborât pe scări, am intrat aici pe ușor. Cine e prima persoană pe care o văd? Dorm. Dar așa o bucurie am avut în mine să-l văd, încât m-am dus la el și așa. Hai să le arătăm așa. Și asta nu e nimic de fațadă, nu-i de camere, e punirea pe care eu, tu... Da, și cu nervul, am făcut grupa. Și asta nu e nimic de fațadă. Asta nu este unitate în Hristos, în care venim toți și suntem o grămadă. Nu, asta este unire, în care suntem una în El și El în noi. Și mulțumesc Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și dacă s-au întâmplat lucruri în retreat-ul acesta, vreau să vă împărtășesc cum văd eu. Am încercat să ies puțin în afară, să am așa o vedere, să zic, nocturnă, cum se spune de sus. Și să vă spun despre retreat-ul acesta, cum l-am văzut eu înainte să se întâmple? Ce am văzut săptămâna aceasta și mai apoi scopul pentru care vă vorbesc este cum îl văd după, ce o să urmez. Când a început Vali, încă din anul trecut, să spunem despre retreat-ul acesta, am început să împărtășim unele idei împreună și vorbeam pe Skype. Și ne gândeam pe cine să fie invitat aici, cine să fie chemat și Duhul lui Dumnezeu a spus clar că sunt oamenii aleși de El care trebuie să fie aici săptămâna aceasta. Nu noi alegem, sunt oameni aleși și primiși de El aici. Amin. Am început să ne rugăm și în timp ce ne rugăm, odată am început să primim așa o bucurie și am început să zâmbim, să râdem. Eu eram în bibliotecă în Croația, el era la el acasă, în America, și am început să ne bucurăm. Și de ce am început să ne bucurăm deja de câteva luni înainte? De ceea ce Dumnezeu o să facă în viețile voastre în săptămâna aceasta. Noi deja ne bucuram și ne vedeam și ziceam mulțumim, Doamne, pentru lucrurile acelea. Iar apoi, asta s-a întâmplat înainte. Am venit aici. V-am văzut pe fiecare dintre voi, pe streets, din toate părțile României și din afară. Și am încercat să nu ne grăbim, să nu ne privim în nimic. Eu, personal, n-am încercat să trag nicio concluzie. Am lăsat să treacă lucrurile de la sine. După prima zi, am fost puțin așa personal bulversat. Multe informații și a fost destul de greu să le cuprind. După a doua zi, extenuat puțin, să vă spun, am fost mental. După toate lucrurile care le-am dat. După asta, am stat mai mult și am meditat. Și am trăit. Și am văzut că s-a ajuns până la punctul acela în care unii dintre voi au murit. Și ce s-a întâmplat, de fapt? Ce s-a întâmplat, de fapt? Mi-am dat seama că ceea ce am cunoscut din Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul a fost același până acum. Rămâne acolo și este adevărat. Dar ce s-a întâmplat în săptămâna aceea, a primit viață. A primit viață cu adevărat și eu am primit o altă înțelegere și viață din el. Tot ceea ce am știut până acum, nu a fost aruncat, a fost preschimbat și a primit plin de viață și a început să mă schimbe pe mine. Și nu neapărat că am înțeles de la început fiecare detaliu sau am înțeles de săvârșit toate lucrurile. Dar toate lucrurile au lucrat împreună, unul cu celălalt, până când scopul a fost atins și acela a fost ca eu să fiu preschimbat. Să văd identitatea care am în Dumnezeu, de Fiul de Dumnezeu, și să înțeleg că Hristos este Cel care trăiește în mine. Și eu am identitatea de Fiul de Dumnezeu. Și cred că lucrul acesta s-a întâmplat în fiecare dintre noi. Michael îmi spunea că noi nu comunicăm aici când îl traduceam Ovidiu, nu comunicăm numai cuvinte. Nu numai la nivel cuvintelor, ci dăm viață oamenilor. Dăm viață. Fiecare dintre voi a venit cu sămânța, da, din trecut a venit cu sămânța. Aici a fost studiată. Și să vedem mai apoi ce se întâmplă de acum acolo. Oare ce se întâmplă de acum acolo? Dumnezeu crește. Cine face să crească? Dumnezeu. Ok?
Vă întreb, oare suntem noi dependenți de acum încolo, pe cât îl iubesc pe Baru, pe cât îl iubesc pe Maica și echipa, oare suntem noi dependenți de ei? Sau creșterea este dependentă de Dumnezeu? Amin! Oare cel care ne-a adus aici, cel care a vizat și punerea semințe, cel care a văzut și a făcut schimbarea noi acum, în noi, oare nu este Tatăl nostru care o să aibă grijă de noi? Amin. Oare noi nu plecăm de aici cu Hristos care trăiește în noi? Oare nu este Cel care o să ne țină împreună pe noi toți? Nu v-au zis, ei că ei vorbesc despre unitatea aceasta în Hristos și s-au dus în alte părți din lume și au găsit alți oameni care tot lucrul acesta a fost descoperit. Și lucrul acesta a fost făcut de independent în alte părți ale lumii și Dumnezeu a fost Cel care le-a coordonat și le-a dus în viață. Da. Și acum am ceva pe inimă practic. Plecând de aici, putem să ne ducem înapoi în comunitățile noastre, putem să ne ducem înapoi în bisericile noastre și să facem greșeala pe care au făcut-o alții. Să vedem separarea asta. Noi suntem noi, ei sunt vechi. Noi suntem liberi, ei sunt așa. Noi suntem mai buni, ei sunt așa. Nu. Ceea ce noi trebuie să facem este exact ce a făcut Hristos pe drumul Emausului cu cei doi ucenici. Ei aveau Scriptura și știau, o cunoșteau. Ce a făcut Hristos? A mers cu ei prin versete, le-a explicat, le-a tămălcit, le-a dat viață de înțelegere, iar mai apoi ce s-a întâmplat cu ei? Nu ardea sufletul în ei? Nu ardea sufletul în ei de lucrul acesta? Și eu vă zic în felul următor, plecând de aici, mai mult decât noi să ne concentrăm ce o să se întâmple cu noi, hai să vedem fiecare, în comunitatea în care mergem, cu oamenii alește Dumnezeu, că El v-a ales pe voi, El îi alege și pe ei. Să încercăm să împărtășim principiile acestea și cu alții la rândul lor, să dăm cuvinte de viață, da? Le dăm cuvinte de viață. Dăm viața aceasta care este în noi, este Dumnezeu în noi, El lucrează și lucrează în comunitățile în care noi vom merge de aici. Poate nu am înțeles toate lucrurile de săvârșit, dar am înțeles ceea ce contează, identitatea noastră. Vom merge mai apoi și vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, cum a zis Paul, vom încerca să citim prin viața aceasta, prin descoperirea aceasta. Avem înregistrările pe care Florin ni le va da și putem să trecem din nou printre ele. Știu că Val are o broșură în românește prin care poate o să putem să avem acces la ea și vom încerca să mergem și mai profund și mai profund în lucrurile acestea. Și internetul. Și internetul, da? Și o să fie și broadcast pe internet. Și aș vrea să zicem fiecare din noi de aici, așa cum a zis Moise la portul întâlnirii. Doamne, dacă Tu însuți nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm din aici. Amin? Și voi încheia doar printr-o imagine din Ioan 17, atunci când este rugăciunea lui Iisus Hristos și se roagă pentru oameni cu ceilalți, spune în felul următor. Tată, așa cum Tu m-ai trimis pe mine, eu îi trimit pe ei. Și mă rog nu numai pentru ei, mă rog ci pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Prin cuvântul lor. Mă rog ca și ei să fie una, așa cum eu, Fiul, cu tine, Tatăl, sunt una, ca și ei să fie una. Și să cunoască că Tu m-ai trimis pe mine, Hristos, și eu sunt în ei. Și să cunoască că Tu ești. Tot scopul acesta, pentru care voi mereți mai apoi, este să zicem și celorlalți ca și ei să vină în invitația aceasta. Și tot mai multe lume se audă despre lucrul ăsta. Ăsta este scopul. Nu cine are grijă de noi, ci cine este în noi și cu cine mergem de aici. Suntem una, da? Mergem tot mai departe și suntem una. A, și încă un gând rămâne pe la invitul acesta. Încă un gând, da. Cu gustul foarte bun de mâncare de la bucătărie. Domnul să-i